Trei militari au ajuns la spital după ce au încercat să aprindă un dispozitiv explozibil. Cei trei participau la un exercițiu în poligonul Cățelu când încărcătura a explodat lângă ei. Cei trei au fost internați la Spitalul Militar Carol Davila. Cei trei militari activează în cadrul Centrului 13 Comunicații și Informatică colonel Gheorghe Vișata din București și participau la exerciții în poligonul Cățelu, iar în momentul în care au aprins o încărcătură de explozibil, dispozitivul a sărit în aer chiar lângă ei. Cei trei au primit primul ajutor de la echipajul medical aflat în poligon, iar apoi au fost transportați de urgență la Spitalul Universitar Militar Central Carol Davila. Trei militari din cadrul Centrului 13 Comunicații și Informatică, colonel Gheorghe Vișata din București, au fost răniți pe timpul executării unei ședințe de instruire, constând în aprinderea pe cale pirotehnică a unei încărcături de exploziv. Au fost aplicate imediat procedurile standard în astfel de situații, fiind acordat primul ajutor la fața locului de personalul medical prezent pe timpul desfășurării ședinței de instruire. Doi dintre militari, un soldat și un capitan, au fost transportați de urgență la Spitalul Universitar de Urgență Militar Central Carol Davila din București pentru efectuarea investigațiilor medicale, unitate medicală la care a fost transportat ulterior și un al treilea militar cu gradul de soldat. Unul dintre soldați a suferit mai multe răni la mâini și la cap și a fost operat, iar medicii au transmis că starea sa este stabilă și nu există niciun pericol să-și piardă viața. Și ceilalți doi militari sunt în afara oricărui pericol, însă au rămas internați pentru mai multe. Evaluări medicale. Unul dintre soldați a suferit politraumatisme la membrele superioare și în zona capului și este supus la ora difuzării acestei informații de presă unor intervenții chirurgicale și proceduri medicale complexe. Starea sa este stabilă, neexistând la acest moment din evaluarea medicilor pericol vital. Ceilalți doi militari sunt în afara oricărui pericol, fiind în evaluarea echipelor medicale. Ofițerul prezintă escoriații plăgi la membre și tulburări de vedere, iar celălalt soldat, care a solicitat evacuarea către spital mai târziu, după aproximativ două ore de la producerea incidentului, prezintă escoriații la nivelul membrelor. Conducerea unității unde a avut loc accidentul a informat parchetul militar București și a stabilit o comisie de cercetare în vederea depistării împrejurărilor în care s-a produs incidentul.